Segment din cartea A New Earth, scrisă de Eckhart Tolle. Adevărul. Relativ sau absolut? Dincolo de tărâmul faptelor simple și verificabile, certitudinea că eu am dreptate iar tu greșești este un lucru periculos în relațiile personale, precum și în interacțiunile dintre triburi, națiuni, religii și așa mai departe. Dar dacă credința că eu am dreptate, tu greșești este una din căile în care ego-ul se întărește pe sine, dacă punându-te pe tine în poziția de corect și pe alții în cea de greșit este o disfuncție mentală care perpetuează separarea și conflictul între ființele umane, înseamnă asta că nu există astfel de lucruri precum comportamente, acțiuni sau credințe corecte sau greșite? Și nu ar fi acest lucru tocmai relativismul moral pe care unele învățături creștine contemporane le văd a fi marele rău al vremurilor noastre? Istoria creștinismului este desigur un exemplu primar al modului în care credința că tu singur te afli în posesia adevărului, adică în poziția corectă, poate să-ți corupă acțiunile și comportamentul până în punctul nebuniei. Timp de secole, tortura și arderea ființelor umane de vii, dacă opiniile lor erau divergente, chiar și în cea mai mică măsură de doctrina bisericii sau a interpretărilor înguste ale scripturilor, adică a adevărului, au fost considerate corecte deoarece victimele greșeau. Ei greșeau atât de mult încât era nevoie să fie uciși. Adevărul era considerat mai important decât viața umană. Și ce era adevărul? O poveste în care trebuia să crezi, adică o îngrămădeală de gânduri. Cei 1 milion de oameni pe care dictatorul dement Pol Pot al Cambodgiei a ordonat să fie uciși, a inclus pe toată lumea care purta ochelari. De ce? Pentru el, interpretarea marxistă a istoriei reprezenta adevărul absolut și, conform propriei sale versiuni a acesteia, cei care purtau ochelari aparțineau clasei educate, burgheziei, exploatatorii țăranilor. Ei trebuiau eliminați pentru a face loc unei noi ordini sociale. Adevărul său era de asemenea o colecție de gânduri. Biserica Catolică și alte biserici au dreptate, de fapt, atunci când identifică relativismul, adică credința conform căreia nu există un adevăr absolut care să poată ghida comportamentul uman ca fiind unul din marile rele ale vremurilor noastre. Însă nu vei găsi adevărul dacă îl cauți acolo unde el nu poate fi găsit. În doctrine, ideologii, seturi de reguli sau povești. Ce au toate acestea în comun? Ele sunt compuse din gânduri. Gândirea poate cel mult să indice spre adevăr, dar ea nu este adevărul. De aceea, budiștii spun că degetul care arată înspre lună nu este luna. Toate religiile sunt în egală măsură false și adevărate în funcție de cum le folosești. Le poți folosi în serviciul ego-ului sau le poți folosi în serviciul adevărului. Dacă crezi că doar religia ta este adevărul, atunci folosești religia în scopul ego-ului. Utilizată în felul acesta, religia devine ideologie și creează un sentiment de superioritate iluzoriu, precum și diviziune și conflict între oameni. În serviciul adevărului, învățăturile religioase reprezintă indicatoare sau hărți lăsate în urmă de persoane cu conștiința trezită, menită să te asiste în trezirea spirituală, adică în a deveni liber de identificarea cu forma. Există un singur adevăr absolut și toate celelalte adevăruri emană din el. Când găsești acel adevăr, acțiunile tale vor fi în aliniere cu acesta. Acțiunea umană poate să reflecte adevărul sau poate reflecta iluzia. Poate fi adevărul pus în cuvinte? Da, însă cuvintele nu sunt acesta. Ele doar îl indică. Adevărul este inseparabil de ceea ce tu ești. Da, tu ești adevărul. Dacă îl cauți în altă parte, vei fi înșelat de fiecare dată. Însă ființa care ești tu e adevăr. Exact acest lucru este ceea ce Iisus a încercat să transmită atunci când a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă sunt înțelese corect, cuvintele lui Iisus reprezintă un indicator către adevăr.
unul dintre cele mai directe și cu cel mai puternic impact. Dacă sunt interpretate greșit însă, vorbele acestea devin un mare obstacol. Iisus vorbește despre cel mai lăuntric eu sunt, identitatea esențială a fiecărui bărbat și a fiecărei femei, a fiecărei forme de viață, de fapt. El vorbește despre viața care e unul și același lucru cu voi. Unii mistici creștini au denumit-o Hristosul din interior. Budiștii o numesc natura de Buddha. Pentru hinduși este Atman, Dumnezeul din interior. Atunci când sunteți în legătură cu acea dimensiune din interiorul vostru, iar a fi în legătură cu ea este starea voastră naturală, nu vreo realizare miraculoasă, toate acțiunile și relațiile pe care le aveți vor reflecta unitatea cu întreaga viață pe care o simțiți adânc înăuntrul vostru. Aceasta este dragostea. Legile, poruncile, regulile și normele sunt necesare pentru aceia care sunt separați de ceea ce ei sunt, de adevărul interior. Ele împiedică cele mai rele excese ale ego-ului, iar deseori nu reușesc să facă nici acest lucru. Iubește și fă ce vrei, a spus Sfântul Augustin. Cuvintele nu se pot apropia de adevăr mai mult de atât.